Dumnezeu. Spuneți, vă rog, dar pot să vă pun o întrebare? Dar totuși, de ce acolo sunt postate fete dezgolite, femei dezgolite? De la atracțiunea asta nu pot scopi. Dar el nu sunt oameni. Dezgolite. Dezgolite, dar... Nu, de ce? Dar credeți că totuși... Numai o clipă, stați să vă întreb. Credeți că totuși femeile dezgolite atrag clienții mai bine? Bărbații. Poftim? Dacă și ocazia, întrebam. Cine-i filmați? Nu, mie îmi trebuie un răspuns la o întrebare. Răspuns, v-am spus de ce. Dar cine? Șeful, ce să-l întrebați? Dar unde e șeful? Nu. El a hotărât să spun așa de sene. Nu a hotărât el, așa l-a bumbărat. Nu constă. Nu constă ce? În fete goale. Dar în ce? În veselie. Păi da, dar dumneavoastră ne chemați să ne veselim punând fete goale. Doamne, noi suntem lucrători, dă-te întrebări la față la șef. Când ați vine atunci vreau să întrebați de așa. Dar unde e numărul lui? Numărul lui? Da. El n-are telefon, Șeful dumneavoastră n-are telefon? El e simplu. Dar cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Iosef. Poftim? Iosef. Asta e de numire, Slovac. Uh-huh. Dar el vine pe aici, în general? Da. Dacă astăzi n-ați venit. Dar când? Nu știu, azi. Sara, poate, că el nu sunt bolăjit. Sunt bolăjit.